Au participat peste 40 de tineri tenismeni între 5 și 10 ani din satul Mare Baia Mare și Zalău la trei categorii roșu, portocaliu și verde. La prima categorie, podiumul a fost completat în întregime de sădmăreni. Pe primul loc s-a clasat Alex Lucaciu, pe doi Fabian Cicai, pregătiți de Antonia, respectiv pe trei Mara Butean, antrenor Aditașcu, iar pe patru s-a clasat Alesia Tașcu, tot din satumare. mare. La portocaliu s-a impus Alex Firizan din Baia Mare, pe doi a terminat Marc Lobonț, pe trei Cristian David, iar pe patru Darius Moldovan, tot din satumare, mare, antrenor Antonia Panas. La categoria verde a câștigat tot un băimărean, Raul Pop, urmat de Alexandra Pușcaș din Baia Mare. Podiumul a fost completat de Dominic Mihali din Satu Mare, în timp ce pe locul 4 s-a clasat Tania Răcăuța în Satu Mare. Din cele declarate de Antonia Panas, clubul are o colaborare excelentă cu Federația Română de Tenis, iar președintele George Cosac a promis că va efectua o vizită și la Satu Mare. A fost o zi grea și lungă, dar mă bucur că am avut o participare atât de numeroasă. Vom continua să inițiem copiii în acest sport minunat, care are tradiție în orașul nostru, a spus Antonia Panas. În plus, Clubul Tenisul pentru tine s-a înscris într-un program al FRT, Tenisul în școală, ce presupune promovarea acestui sport nobil printre copii. În final să mai spunem că baza Matchpoint are o față nouă, s-au renovat vestiarele, suprafețele de joc, terasa arată impecabil, iar oamenii de acolo sunt adevărați profesioniști.